Nici o zi fără fructe, începem ziua cu ananas ca să putem să prindem energie de mers pe jos. Ca la umbră. Aseară ne-am învârtit prin zona asta și sunt foarte mulți oameni peste 60-70 de ani care stau cu femei de 20 de ani. E o zonă de anturat boșorogi. E o zonă de anturat oameni în vârstă care sunt la pensie, pentru că femeile de aici din Cambodgia, unele se gândesc că sunt la pensie. Au banul. Și freacă pe spate. Pe spate în aceste locuri. E berea foarte ieftină. Se tolonesc pe canapele. Asta e hub-ul de pensionari. Campotul. 17 martie plecăm. Era festivalul piperului. Să începem cu meniul. Cam fiecare platou este de 3, 4 sau 5 dolari. Seafood, chiar au și pizza. Să avem poftă, green curry și fried ginger with vegetables. Ginger fried with vegetables. Și în spate se apropie Prada. Yeah. Thank you. Plus peștele cu cartofi prăjiți și brânzică și salată. Toată această masă plus scaunele. 9 dolari pentru 3 platouri. Wow, curry asta miroase într-un fel. E super bine. Cu lapte de cocos. Lapte de cocos. Dovlecel. 2 lei berea. Cea mai bună mâncare de până acum din Cambodgia. Pentru că n-am fost deloc în restaurant. Poate de asta, dar nu, chiar a fost bună. Și ieftină. Ne-am pus în cap. Plaja asta pe viitor o să se amenajeze, pentru că din cauza asta este blocat accesul cu acel gard albastru. Să mergem și pe partea cealaltă, că am stat numai pe partea asta a acestui loc. O grămadă de terase pe partea dreaptă și cu view la aceste dealuri. Apusul după pod. Night Market. Ul ăsta era în dreapta. În față e Night Market. Nu prea e interesant, dar e bun pentru o pere sau un coconut la apă. Mirosul de baltă. 15 giga cu un dolar jumate. Poliția găinar. Și-au fugit. Da, unde că trec și cu căruță și cu orice.
muzica? Deja? Deserturi. Durianu. Și vis-a-vis aici market. Monumentul Durianului. Acest loc are un monument. Ne-am hotărât să mai stăm 2 zile în Campot și ne-am luat o cazare după râu. Am zis să stăm și pe partea cealaltă. Dacă tot e ieftină cazarea, am zis să mai stăm. Da, ne-am mai luat o cazare cu 14 euro pentru 2 nopți. Adică 7 euro pe noapte. Să începem cu niște banane prăjite. Banane și asta este cartof. Cartof dulce prăjit. Acum. Cartofii dulci. Avem de mers doar 1,5 km. Mama Family Guest House. Asta este. Și cu aerul. Asta este camera și cu plasă de țințari. Da, o mică bucătărie plus baie. Wow, asta mai lux decât. Nice. Șampon, e bine. Dar ce este? Arată bine pentru 7 dolari. Super bine. Ne-am mai schimbat niște bănuți de Alceta Bank, care au cel mai bun curs. Între timp am mai crescut cu 10 cenți. Mi-am scos. Cursul de la oamenii de pe stradă e cel mai prost. E mult mai mic față de bancă. Peștele ăsta e un mare deliciu. Are un sos super bun. Plus, rice vegetable, cel mai ieftin, $1.50. Pentru 2 dolari un green curry cu rice, iar ne punem în cap de mâncare. Ne-am pus în cap de mâncare, acum e timpul să vedem apusul. Nu putem să ne abținem să ne luăm peștele ăsta, are un gust foarte bun. Se construiesc 2 mari clădiri în stânga. Pe viitor, dacă o să mai ajungem în zona asta, or să fie apartamente de vânzare sau de închiriat. Am schimbat camera pentru că în locul Andrei era o bedbug, așa că vă vine să credeți, mega curat locul și bedbug. Review-ul nu există niciun review prost despre acest hotel. Shit, bedbugs. Acum ai avut o ghinion, dar trecut am avut eu ghinion. Da. Inevitabil. Hai că s-au dus. S-au dus? Da, și la de pe picior. Picior. Wow. Aici te-ai scărpinat. Au demolat patul de dimineață lângă noi. Păi da, să vedem cum arată. Dăm camera să vedem. Au demolat toată camera, au dat cu substanțe.
Hai să vedem. Așa arată camera în care am stat aseară. Asta se întâmplă dacă ai bed bugs. Trebuie să demolezi patul și să dai cu substanță. Să începem ziua cu coconaciul. Cel mai ieftin coconat pe care l-am găsit până acum, 2500